mai bine de un an nu am mai filmat un Q&A, și anume clipul acela în care voi îmi puneți întrebări și eu răspund la ele, așa că zilele acestea v-am cerut pe Instagram să-mi scrieți acolo întrebările, curiozitățile pe care le aveți sau dacă pot să vă ajut cu o informație, așa că astăzi vin cu răspunsuri pentru voi, dar înainte de a trece totuși la Q&A-ul de astăzi, dacă încă nu ești abonat, te invit să faci lucrul acesta și de asemenea să mă urmărești pe Instagram, pe Facebook, unde putem să interacționăm mai mult, și ca de fiecare dată în descrierea clipului o să găsești toate link-urile necesare. Iar acum, dragii mei, haide să trecem la întrebări. Am telefonul aici lângă mine, am pregătit totul, așa că haide să ne apucăm să răspundem la ele. Am încercat eu astăzi să filmez cu părul desfăcut, dar se pare că nu am nicio șansă pentru că este foarte cald afară, sunt 38-39 de grade, nu știu, habar n-am, dar este și foarte cald la mine în casă, așa că mi-am prins părul și de aceea o să mă vedeți așa pe parcursul clipului de azi. Iar acum, haide să trecem la subiectul clipului și anume Q&A-ul. Și bineînțeles, am întrebările voastre aici pe telefon, unele sunt mai personale, altele mai formale, dacă putem să zicem. Așa, unele au răspunsuri mai complexe și altele mai simple. Să știți că nu am stat să mă gândesc dinainte ce urmează să răspund, doar am văzut o dată de două ori întrebările și cam atâta tot. Așa că haideți să începem și o iau așa într-un mod aleatoriu. Nicoleta mă întreabă, cât ai luat la BAC? Păi, media generală a fost 9,35, din câte mi-amintesc, nu mai știu exact cât am luat la română, 8,80, ceva de genul. La mate știu că am luat 9,75 și am fost pe profil de Mate Info, și la biologie am luat 9,50. Leonard zice cam așa, bună, există o oră în care este mai potrivit să citești pentru o atenție sporită? Întâi de toate, mă bucur să văd că mă urmăresc și băieți și că sunt interesați de lectură, ceea ce este super. Mulțumesc foarte mult, Leonard, pentru întrebare. Din punctul meu de vedere, nu cred că există o anumită oră perfectă, să-i spunem așa, în care să fii foarte, foarte atent. Cred că depinde de la persoană la persoană. Sunt unii oameni care, nu știu, poate dimineața sunt mult mai atenți, mai productivi, mai eficienți în general și poate citesc atunci și pot să rețină mai bine ce citesc acolo sau, nu știu, să citească o carte mai repede, dar sunt alte persoane care știu că citesc seara sau chiar înainte de culcare, așa că nu știu exact ce să zic. Eu citesc și dimineața și seara înainte de culcare, dar o oră exactă pentru a avea o atenție sporită ca să o citești o carte nu cred că există. În ce domeniu lucrează iubitul tău? Ei bine, pot să vă zic că lucrează cu mașinile. În mai multe moduri. Nu pot să explic foarte mult, dar în principiu domeniul lui sunt mașinile. Antonia vine cu o întrebare super drăguță. Câteva recomandări de locuri de vizitat în Pitești sau în apropiere? Ei bine, nu știu să zic exact de vizitat, cel puțin eu nu văd Piteștiul ca fiind genul acela de oraș și super turistic, ca să zic așa, dacă pot să spun asta, adică să ai multe obiective turistice pe care să le vezi, dar dacă ajungi în Pitești, din punctul meu de vedere, merită să mergi în pădurea Trivale, pentru că este foarte, foarte frumoasă, mai ales vara, toamna și primăvara și iarna, dacă vrei zăpadă și să fie mult mai răcoare, pentru că este acolo un mediu perfect, ai unde să te plimbi, ai băncuțe unde să stai, ai și diverse terase unde poți să mănânci, deci pădurea Trivale ar fi prima. Ce aș mai putea să recomand ar fi Parcul Strand, iar dacă vrei să te plimbi, dacă vrei să te plimbi chiar și cu bărcuța, să știți, da, adică ai mai multe activități de făcut. De asemenea, Parcul Lungă Argeșului, și acela este foarte frumos amenajat și este chiar pe marginea râului, bineînțeles. Pe moment doar locurile acestea îmi vin în minte din Pitești, iar în apropiere, nu știu, Muzeul Golești, depinde cât de în apropiere, am putea să vorbim și de Mănăstirea de la Curtea de Argeș, pentru că este relativ aproape de Pitești, deci le putem include și pe acestea cumva. Miruna mă întreabă ce înălțime și câte kilograme ai. Înălțimea mea este una fabuloasă de 1,60 m. Da, v-am mai spus și v-am mai arătat și în holurile acelea cu haine că sunt o persoană scundă,
destul de scundă, pot să zic, dar să știți că nu am o problemă cu lucrul acesta, pentru că pot să port tocuri de orice înălțime doresc și multe, multe alte avantaje din punctul meu de vedere. Iar ca și greutate, în momentul de față am 56 de kilograme. Nu sunt mulțumită de lucrul acesta, dar nu mi-este rușine să recunosc, îmi asum pentru că lucrez la lucrul acesta. Așa cum deja v-am spus, încerc să-mi îmbunătățesc alimentația, să mănânc din ce în ce mai corect, dacă putem să spunem așa, așa că îmi propun să slăbesc pe viitor. Nu mi-am setat un anumit număr de kilograme, pentru că eu vreau să-mi schimb stilul de viață pe termen lung și să fac schimbări în fiecare zi, dar îmi propun să slăbesc. Cam asta este situația curentă. O altă întrebare, tot de la Nicoleta, este: ai avut în adolescență despărțiri? Cum ai trecut peste? Da, am avut, pentru că am avut relații, dacă pot să zic așa, în adolescență. Eu sunt genul de persoană care ține destul de mult la o relație și relațiile mele pot să zic că au fost nu pe termen lung, dar pe termen mediu. Adică fiecare relație în care am fost eu a durat cel puțin un an, un an și jumătate. Așadar, atunci când am avut o despărțire, automat că a existat și perioada aceea în care am suferit. Iar în adolescență, știți bine că lucrurile ți se par mult mai intense și mult mai grave decât mi s-ar părea, nu știu, în momentul de față sau... Înțelegeți voi la ce mă refer? Așa că răspunsul la prima întrebare este da, am avut despărțire în adolescență și cum am trecut peste? Bineînțeles, am lăsat timpul să curgă, am trecut prin perioada aceea de suferință, dacă putem să spunem așa, am încercat să-mi ocup timpul cu lucruri de făcut și asta vă sfătuiesc și pe voi, dacă aveți o perioadă mai delicată, încercați să vă ocupați timpul cu ceva, pentru că dacă stați închiși în casă, dacă stați numai în pat și, nu știu, vă izolați așa cumva de cei din jur, nu o să vă ajute foarte mult să treceți peste o despărțire, așa că sfatul meu este să vă înconjurați de oameni, de prieteni, de familie, să stați cu persoanele în care știți că puteți să aveți încredere, să vă deschideți, să vorbiți despre ceea ce s-a întâmplat, din nou, cu persoanele în care aveți voi maximă încredere și cam atât pot să zic. Raluca mi-a pus mai multe întrebări, așa că o să încerc să le iau pe rând și, apropo, unele întrebări pe care le-am primit pe Instagram se repet între ele, așa că o să încerc cumva să răspund la o întrebare o singură dată, adică să nu mă repet. Care este planul de viitor legat de Oriflame? Bineînțeles, ca oricine, mă gândesc, îmi doresc să mă dezvolt, îmi doresc să ajut oamenii să înțeleagă că Oriflame reprezintă mai mult decât un catalog și niște produse pe care poți să le achiziționezi, poți să ai o reducere, poți să primești cadouri, dar poți să faci și business-ul pe care eu îl fac alături de Oriflame, așa că îmi doresc să găsesc cât mai mulți oameni care să înțeleagă lucrurile acestea, să măresc echipa, să îi ajut și pe ei să se dezvolte și, bineînțeles, să creștem împreună, ei în nivelurile pe care și le doresc și eu, bineînțeles, în niveluri, în titlul următor, mai bine zis. Când faci nunta, nu mai ofer detalii în daily vloguri? Păi nu mai ofer detalii pentru că nu aș vrea, aș vrea foarte mult lucrul acesta, doar că am amânat-o. Și acum o să răspund și la întrebarea Alinei, care mi-a scris: bună, când aveți nunta? Ei bine, noi o aveam programată anul acesta, pe 4 septembrie, dar din cauza pandemiei am decis că cel mai bine ar fi să o amânăm pentru anul viitor. Am luat decizia aceasta prin ianuarie, nu cred că v-am anunțat, nu mai știu sigur. Probabil și de aici întrebările voastre legate de nuntă și ce s-a întâmplat și chestii din acestea. Pentru noi, toată situația aceasta cu pandemia și faptul că după mai bine de un an și jumătate nu s-a încheiat și încă suntem cu masca și încă suntem cu restricțiile, am zis că cel mai bine este să o amânăm, așa că am vorbit la local, am vorbit cu formația și dacă lucrurile s-au putut muta și aranja cum am vrut noi, am amânat-o pentru la anul. Și ca să răspund și la întrebarea când aveți nunta, am mutat-o pe 3 septembrie 2022, deci în loc de 4 este 3. Ionela mă întreabă ceva super interesant: ai sau îți dorești tatuaje? Nu am tatuaje, îmi doresc să-mi fac, dar cred că acum nu este momentul potrivit sau nu știu ce să zic. Îmi doresc, dar nu la nivelul acela de vreau tatuajul acesta, l-am găsit, mă duc să-l fac și asta e. Încă nu sunt
la acel nivel de dorință, dar mi-ar plăcea foarte mult să am un tatuaj din acela micuț, discret, la vedere, cumva așezat. Vedeți, nici măcar nu m-am gândit ce și unde, dar îmi place ideea aceasta, îmi plac oamenii care au tatuaje, să știți, deci mi-aș face, dar nu știu cât. Irina mă întreabă, care este rochia ta preferată vara aceasta? Ei bine, nu am o rochie preferată, nu port chiar atât de des rochii. Îmi plac foarte mult, dar tocmai de aceea nu pot să zic că am o preferată, o rochie pe care aș purta-o non-stop sau ceva de genul. Miruna mă întreabă, care este cartea preferată dintre toate pe care le-ai citit anul ăsta? Wow, wow, deci întrebarea este super, super bună, dar răspunsul este foarte, foarte greu de dat, pentru că dacă ați văzut clipurile în care v-am vorbit despre cărțile pe care le-am citit până acum în acest an, am acordat 5 steluțe la multe cărți și înseamnă că acele cărți eu le consider ca fiind foarte bune și că le-aș reciti, așadar nu pot să zic o carte preferată, mă uit acum în partea aceea unde am eu cărțile mele, dar ca să dau așa câteva exemple, mi-a plăcut foarte, foarte mult seria Făpturile Văzduhului, acele trei cărți cu Prințul Nemilos, cu Regele Malefic și Regina Fără Regat, iar din categoria aceasta de dezvoltare personală mi-a plăcut foarte mult cartea aceea Clubul 5 AM și de asemenea Gândește ca un călugăr. Și din partea cealaltă, din acele cărți thrillere cu crime, cu știți voi la ce mă refer, cărțile polițiste, în continuare pot să zic că mi-au plăcut foarte mult cărțile scrise de Tess Gerritsen, autoarea mea preferată din această categorie, și mai exact Dublura, aceea mi s-a părut foarte faină. Altă întrebare de la Miruna, care e parfumul tău preferat? Din nou, nu am un parfum preferat, am foarte multe parfumuri în colecția mea, așa că nu pot să aleg unul singur, dar dacă ar fi tot la fel să enumăr câteva parfumuri favorite, putem să zicem aici Giordani Gold Essence de la Oriflame, parfumul Divine, care acum a fost reambalat, reformulat, și de asemenea micuțul acesta care se afla aici în spatele meu și anume Coco Mademoiselle de la Chanel. Următoarea întrebare vine de la Monica și este una destul de profundă, cu un răspuns destul de complex, dar o să încerc să mă rezum, și anume, ce anume te motivează? Întâi de toate, să știți că eu sunt genul de persoană care se automotivează. În general, la mine motivația nu vine prea des din exterior, ca să spun așa, așa că întotdeauna când, nu știu, nu am chef într-o zi, pur și simplu nu vreau să fac anumite lucruri ce știu că trebuiesc făcute, mă întreb pe mine, dar de ce trebuie să le fac, ce se întâmplă dacă nu le fac, și în același timp îmi revizualizez, reevaluez toate obiectivele pe care eu le am și visele pe care vreau să mi le îndeplinesc, și practic lucrurile acestea mă motivează pe mine, pentru că îmi doresc să am un stil de viață cât mai bun, îmi doresc să fiu sănătoasă, să mă simt bine întâi de toate, pentru că dacă nu ai lucrurile acestea nu poți să faci mai nimic în viață. Asta fiind legat de motivația pe care o am, nu știu, de exemplu, să fac sport sau să mănânc mai sănătos, să încerc să mănânc mai puțin zahăr și lucrurile acestea. În ceea ce privește partea profesională, după cum v-am spus, mă motivează faptul că vreau să am un stil de viață mai bun, vreau să nu duc lipsă de ceva, atât eu cât și partenerul meu, cât și copiii pe care o să îi am, să spunem, și bineînțeles animăluțele mele, pentru că toți au nevoie de partea aceasta financiară. Deci cam acesta este răspunsul meu, Monica. Sper că te-am satisfăcut. Nu știu cât de clar am fost sau ceva de genul acesta, dar sper să fie util. Dacă tot am vorbit de partea financiară, haideți să luăm o întrebare pe subiectul acesta. Îți stabilești lunar bugete pe categorii, gen luna asta pentru mâncare atât, pentru haine atât, etc. Mulțumesc! Foarte, foarte drăguță întrebarea ta, Georgiana, și îți mulțumesc tare mult pentru ea. Să știi că nu îmi stabilesc în mod neapărat bugete, dar la mine, de exemplu, cum funcționează situația aceasta financiară, intră salariul, să zicem așa, plătesc facturile pe care știu că le am eu de achitat și apoi pot să zic cumva că o anumită sumă este pentru mâncare, să spun așa, sau pentru chirie, dar ce rămâne încerc să salvez și eventual să mai cumpăr câteva chestii
din acestea măruntece nu sunt în mod neapărat planificate, dar după cum am zis, nu stabilesc în mod exact bugete pe anumite categorii. Roberta întreabă, ai dona niște haine anumitor urmăritori? Nu știu ce să zic de lucrul acesta, pentru că probabil ați văzut că fac declutter, nu știu, cam la jumătate de an în șifonierul meu și hainele care nu mai sunt bune pentru mine în general, le ofer persoanelor din jurul meu, pentru că așa mi se pare cel mai ok din punctul meu de vedere, dacă știu că pot să fac lucrul acesta pentru cei apropiați mie, de ce să nu o fac, mai ales că știu că li se potrivesc acele haine și că le plac, așadar nu știu ce să zic de lucrul acesta. Întrebarea aceasta pot să zic că este așa cu dus și întors, dar în principiu hainele mele pe care nu le mai port merg la apropiați. Nu ți este teamă să lași pisicile la geam? Probabil mă întreb lucrul acesta pentru că le-ai mai văzut în story sau în daily vloguri. Ei bine, nu, nu mi este teamă. Bine, la început trebuie să recunosc că mi-era teamă pentru că erau destul de micuțe și nu știam la ce să mă aștept din partea lor, dar în momentul în care pisicile stau pe geam, chiar și acum când știu că nu o să sară pe geam, pentru că, credeți-mă, nu le apucă chiar așa dintr-o dată, poate să alerge vreo muscă prin casă. Da, știu că e un pic deviată explicația, dar trebuie să vă zic asta. Atunci când aleargă o muscă prin casă, într-adevăr se dezlănțuie o nebunie și nu mai țin cont că e geam sau nu e geam, deci cel mai bine să fie geam închis, dar în rest când stau ele jos acolo frumos pe geam și se uite afară, pentru că le place foarte mult lucrul acesta să stea acolo pe geam, sunt cu ele în cameră, deci nu le las nesupravegheate, nu ele stau pe geam, cu geamul deschis, cu plasa deschisă și eu sunt pe la baie sau prin bucătărie, ci sunt acolo cu ele în cameră. Pe când un bebe sau momentan prea devreme, îți face antrenamentul cu cele două pisici? Nu avem un program, să zic așa, niciun bebeluș, cel puțin nu în următoarea perioadă, nu știu ce vreau să zic asta, un an, doi, trei, habar n-am, momentan fără bebeluș. Și dar, Aluca, să știi că antrenamentul cu pisici este ideal. Deci, într-adevăr, dacă vreți să faceți un copil sau dacă vreți să vedeți dacă sunteți suficienți de maturi, de responsabili, luați-vă pisici și încercați să aveți grijă de ele, mai ales de două pisici care mai și aleargă și se mai întărâtă una pe alta, o să vedeți că este o întreagă aventură. Și apropo de pisici, dacă tot am adus în discuție subiectul acesta, aș vrea tare, tare mult să-mi scrieți în secțiunea de comentarii dacă sunteți interesați să fac un clip pe subiectul acesta. Un clip în care, practic, să vă spun toate detaliile, să începem așa cu povestea pisicilor mele, dacă pot să spun așa, pentru că am două, una albă și una neagră, un motan și o pisicuță, să vă spun, nu știu, mâncarea cu care le hrănesc, cum am grijă de ele, cum se înțeleg, cum am adaptat cu ele și așa mai departe. Deci dacă vă interesează subiectul acesta legat de viața cu două pisici, scrieți-mi în comentarii și o să filmez. Când faci un clip legat de motivație la job etc. Și din nou, dacă tot am zis mai devreme, dacă vă interesează și subiectul acesta legat de motivație, aștept să-mi scrieți la fel în secțiunea de comentarii dacă vreți să vorbim despre motivație la job, așa cum a scris Raluca în întrebare, sau motivație în ceea ce privește învățatul, pentru școală, pentru liceu, facultate și așa mai departe. Deci dacă vă interesează subiectul acesta, aștept la fel în comentarii răspunsurile voastre. În ce oraș locuiește mama ta? Mama mea locuiește în Pafos, un oraș superb. Foarte, foarte frumos, este un fel de Mamaia la noi, în Constanța, numai că este mult mai mare, este cât un oraș, vă dați seama. Deci, dacă ajungeți în Cipru, vă recomand Pafos, este superb. Care este parfumul tău preferat de la Oriflame și de ce îți place? Am două de Nisa și nu pot să aleg unul singur, pentru că le iubesc în aceeași măsură și le folosesc de o grămadă de ani. Și întâi de toate, Giordani Gold Essence, pentru că este dulce, elegant și persistă foarte, foarte bine fiind esență de parfum. Iar cel de-al doilea ar fi Divine, parfumul acela super fresh, perfect pentru primăvară, vară în general, dar mie îmi place să-l folosesc în orice anotimp pentru că îmi dă un aer așa super fresh și mă face să mă simt eu parfumul acela, deci da, Divine și Giordani Gold Essence. Vei face un video pe YouTube pentru a ne spune noutățile, ești o drăguță. Mulțumesc foarte mult, Mădălina. Probabil se referă la noutățile legate de Oriflame, pentru că vor avea loc
foarte multe schimbări, dar momentan nu pot să vă vorbesc despre subiectul acesta pentru că mai au loc câteva evenimente în care se vor anunța aceste noutăți. Se vor face evenimentele în întreaga țară, așa că eu personal nu am voie să vorbesc despre ele până când nu se anunță în mai multe orașe din țară, dar când o să pot, cu siguranță o să vă vorbesc despre ele. Cât de repede citești o carte de 360 de pagini? Depinde de carte și depinde de timpul pe care l-am la dispoziție. Întâi de toate, dacă nu am timp, nu citesc, pentru că asta este... Nu am cum, efectiv. Și în al doilea rând, depinde de carte. Când spun asta, mă refer dacă este o carte atractivă, care mi se potrivește, pot să citesc o carte de 360 de pagini super repede, nu știu, în... 2 zile maxim, să zic așa. Dar dacă nu este chiar atât de atractivă sau dacă este o carte de dezvoltare personală, pentru că pe aceea chiar nu vă recomand să o citiți foarte repede, trebuie să stau, să o procesez, o mai las un pic... Nu mă repet chiar atât de mult la ea, deci depinde de carte și de timpul pe care l-am. Următoarea întrebare zice cam așa: de ce Oriflame și nu Pharmacy? Ei bine, dragilor, am o grămadă de motive pentru care să aleg Oriflame și vă spun sincer și din suflet lucrul acesta. În primul rând, eu am crescut cu Oriflame, v-am mai povestit în clipul acela cum am început eu toată afacerea, dacă nu l-ați văzut, o să vi las în descriere. Am crescut cu Oriflame, am crescut printre produse la propriu, pentru că și mama mea se ocupa de lucrul acesta. În al doilea rând, îmi plac foarte mult produsele, cel puțin cele pe care le-am testat eu, nu știu, 80-90% din ele chiar. Pot să vă zic că mi-au plăcut foarte mult, se vede că sunt de o calitate bună, sunt de calitate suedeză, sunt naturale. Credeți-mă că oamenii aceștia investesc foarte mult timp și foarte mulți bani în cercetările pe care le fac, mai ales în ceea ce privește produsele de îngrijire sau produsele wellness, suplimentele alimentare și produsele pentru slăbit, menținere și așa mai departe. Așa că sunt o grămadă de motive pentru care aleg Oriflame și să nu uităm oamenii. Credeți-mă că oamenii fac diferența. Oamenii din Oriflame și mă refer la cei pe care i-am cunoscut eu personal și oamenii din echipa mea sunt altfel și mă înțeleg foarte bine cu ei, așa că de aceea Oriflame. Cum poți scăpa de petele rămase de la coșuri? Întâi de toate, mergi la un dermatolog, pentru că dermatologul consider că este autoritatea ce îți poate da un răspuns exact așa cum trebuie, dar dacă totuși cauți o soluție acasă, ca să spunem așa, din câte știu, vitamina C este foarte bună pentru a diminua semnele, coșurile, petele lăsate de la acestea și eu am experimentat cu vitamina C și da, la mine a funcționat. Sau, de exemplu, la Oriflame, ce a funcționat pentru mine, dacă tot am adus în discuție brandul, avem setul acela Novage Bright Sublime, care este special făcut pentru persoanele care au pete lăsate de la coșuri și de la acne, așa că dacă vei face rutina dimineața și seara, cu siguranță o să vezi o evoluție, un progres, că se vor reduce aceste pete, dar bineînțeles nu imediat, cel puțin o lună, chiar două, trebuie să folosești produsele. Iuliana mi-a lăsat o întrebare destul de lungă, așa că o să vă includ mai multe poze ca să vedeți exact ce mi-a scris. Cum te simți fizic și psihic știind de boala pe care o ai și trăind cu ea, făcând insulina și stând tot timpul cu aparatul de glicemie după tine? Am avut și eu o semipareză și suspiciune de tumoare pe creier și am fost devastată, dar tu fiind așa zilnic, mă gândesc la tine mereu. Când postez lucruri legate de starea ta de sănătate și îmi pare tare rău că treci prin asta încă de la o vârstă prea mică. Îmi cer scuze de roman, te pup. Și eu te pup, Iuliana, și îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru întrebarea ta, chiar... Apreciez că mi-ai scris și te apreciez și pe tine pentru faptul că ai reușit să treci peste ceea ce s-a întâmplat cu tine. Ei bine, o să revin din nou la întrebare ca să răspund specific. Întâi de toate, cum mă simt eu fizic cu boala pe care o am, adică diabetul, pentru cei care nu știu lucrul acesta. Am diabet tip 1, insulinodependent, adică fac injecții de 4 ori pe zi. Fizic, mă simt foarte bine dacă glicemia mea este în limite normale. Mă simt ca un om care nu are diabet, pot să zic, dar când am glicemie mică mă simt rău, sunt amețită, tremur foarte tare, simt că mi se taie
efectiv linia, ca să zic așa, și nu pot să mai fac nimic și vorbesc foarte, foarte serios. În momentul acela trebuie să mă opresc, să-mi iau glicemia și să mănânc ceva dulce și să aștept până crește, pentru că nu crește chiar atât de repede. Iar când am o glicemie mare, atunci îmi dau seama imediat, beau foarte multă apă, mă duc des la toaletă, transpir, nu am poftă de mâncare. Deci cam acestea sunt simptomele fizic vorbind. Iar psihic pot să zic că m-am adaptat cu diabetul pe care l-am, pentru că l-am de 18 ani, pot să zic că anul acesta am făcut majoratul cu diabetul, așa că din punct de vedere psihic pentru mine nu este o problemă chiar atât de mare. V-am mai spus că am mai întâmpinat eu anumite dificultăți, la fel, dacă nu ați văzut clipul despre diabet, o să vi-l las în descriere dacă vreți să aflați mai multe detalii, dar în momentul de față pot să zic că mă accept așa cum sunt, cu diabet, fără diabet, glicemie mare, mică. Nu contează lucrul acesta pentru mine, pentru că eu privesc lucrurile la modul că diabetul mi-a fost dat cu un scop, mi-a fost dat să devin mai puternică, mai responsabilă, să mă maturizez mai devreme și să învăț să am grijă de mine mult, mult mai bine. Și credeți-mă că diabetul te responsabilizează foarte, foarte mult în privința aceasta. Penultima întrebare este a Mariei, care spune cam așa: de ce nu ai profesat după ce ai făcut dreptul? La fel, am făcut un clip separat pe subiectul acesta, deci dacă vreți să auziți concluziile mele despre facultatea de drept, o să vi las în descriere, dar ca să răspund acum pe scurt pentru Maria, nu am profesat pentru că mi-am dat seama că domeniul acesta nu mi se potrivește așa cum mă gândeam eu în primul an de facultate, de exemplu. Da, îmi pare bine că am făcut facultatea pentru că dreptul mă ajută pe ceea ce fac eu în momentul de față cu business-ul. Chiar am acumulat o grămadă de cunoștințe și am rămas cu ceva din facultate, ceea ce zic că este super bine. Poate vreodată nu se știe în ce situații ne vom afla și unde ne va duce viața, așa că facultatea de drept, să o ai acolo, eu zic că este bine. Dar pentru cei care vor să dea acum la facultate, să știți că facultatea de drept nu este facultatea aceea pe care să o faci ca să ai așa o facultate, credeți-mă, pentru că este mult de învățat și dacă o faci, măcar să rămâi cu ceva din ea, așa că dați la drept din punctul meu de vedere dacă sunteți foarte, foarte siguri că știți exact ce vreți să faceți și că sunteți dispuși să puneți burta pe carte. Iar ultima întrebare, ca să încheiem așa într-un ton mai vesel și că toți suntem în perioada aceasta a concediilor, în perioada de vară, Ioana întreabă: dacă mergi în concediu anul acesta, unde mergi? Te pup, ești superbă! Și eu te pup, Ioana, și îți mulțumesc pentru întrebare. Pot să vă zic, dragilor, că îmi doresc din suflet un concediu. Am nevoie măcar de o săptămână să pot să mă desprind de toate, pentru că simt că bateriile mele sunt pe minus, nu că la minim, pe minus sunt în momentul de față, dar momentan nu avem nimic planificat în momentul acesta. Cine știe cum va fi peste câteva zile, o săptămână, peste o lună, habar n-am, dar în acest moment nu am planificat nimic. De obicei știți că mergeam fiecare an în Cipru, dar cu pandemia și cu toată situația aceasta n-am mai putut să mai planific nimic, așa că momentan nu pot să mă pronunț în privința unui concediu, dar cel puțin am dreptul să visez la el. Ei bine, dragilor, cam acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-am satisfăcut curiozitățile, sper că v-am dat răspunsurile pe care le așteptați, iar dacă mai aveți întrebări, nu uitați că puteți să mi le scrieți în secțiunea de comentarii, vă citesc toate comentariile și când pot încerc să răspund la toate. Iar dacă v-a plăcut genul acesta de clip și ați vrea să-l facem mai des, poate, nu știu, o dată la 6 luni, să zicem cam așa, nu uitați să apăsați pe butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut asta până acum și vă aștept pe Instagram, pe Facebook, dacă vreți să vedeți ceea ce postez și în afara YouTube-ului și dacă vreți să interacționăm mai mult, așa că aruncați o privire în descrierea clipului unde o să găsiți toate linkurile ca de fiecare dată. Iar acum, dragilor, am ajuns la final, așa că vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare și vă las în partea aceasta niște clipuri pe care să le vedeți, niște clipuri interesante, zic eu, iar până data viitoare, eu vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!